Uite, 5 site-uri complet gratuite unde poți să-ți verifici afacerea. Hei, hei, salut, am revenit. Hai să-ți arăt pe super mega repede înainte 5 site-uri unde poți să-ți verifici afacerea gratis ca să dormi bine noaptea. ANAF, registrul de inactivi. Aici vezi dacă cumva ai devenit inactiv. Eu sper să nu, dar hei, se întâmplă. Vezi că am și un video anterior pe chestia asta. Bineînțeles, așa verifici și partenerii de afaceri. Plătitori de TVA la ANAF. Ca să vezi dacă tu sau o altă firmă sunteți plătitori de ANAF. Sau dacă ți s-a anulat codul de TVA, ceea ce nu-ți doresc. 3. Site-ul Ministerului de Finanțe. Practic, acolo afli informații de bază despre o firmă, inclusiv date din bilanț. Pretty easy, nu prea folosește lumea. 4. Registrul Comerțului. N-ai neapărat așa multe date acolo, dar poți face o verificare să vezi măcar dacă și când s-a modificat ceva. Foarte util dacă știi exact ce și cum să cauți. 5. eGuvernare.ro. Ca să-ți descarci recipisele pentru declarație depuse și să le ții super mega bine. Bonus, iarăși de la mine pentru tine, portal.jus.ro, adică portalul instanțelor de judecată unde sunt toate dosarele din România, alea publice. Aici vezi dacă te-a dat cineva în judecată, tocmai ca să nu te ia prin surprindere. Sigur, mai sunt și alte site-uri, dar te aștept pe tine să mi le spui în comentarii. Și nu uita să intri pe blogul In Business de la ING ca să afli tot ce vrei ca să-ți protejezi afacerea. Bineînțeles, ai un link mai jos în descriere.